Continuăm cu Monica. Monica e tot din Cluj, ja, dar e la un training în București, așa că am prins-o exact la țac. Da, mai prins-o, e bine să fac. Bună seara tuturor, eu vă stau aici. Numesc Monica Petraru, sunt senior business analyst în cadrul grupului de asigurări Monica. Din, după cât știți, vrem să ne extindem, să creștem cât mai mari și în România să te privim mă ocup de tot ceea ce înseamnă procesul de business, analiza de business în Cluj și împreună cu colegii mei din Viena am reușit să creăm un career roadmap și un program valabil pentru toți analiștii și de-a lungul experienței mele atât în România cât și în Austria m-am lovit mereu de probleme legate de procese, cum să optimizăm procesele, care ar fi metodele de optimizare și, după cum știu, toți colegii mei din sală care prestează activități în domeniul analizei de business, cred că sunt mulți, fiindcă ați venit. Așa, bună, Silvia. M-am gândit că, cel puțin pentru noi analiștii de business, în momentul în care suntem în faza de enterprise analysis sau verificarea și validarea soluției, tot ne gândim cum ar trebui să facem mai bine, ce măsuri să luăm, cum să prioritizăm specificațiile, cum să raportăm, cum să vorbim cu clienții. Și oarecum, Lean Six Sigma și este o metodologie de management foarte actuală și utilizată de foarte multe multinaționale și oarecum poate fi aplicată și în diverse domenii de management și servicii, nu doar în IT, cât și din producție. După cum vedeți, Lean Six Sigma încurajează persoanele să tindă către inovații, să se perfecționeze, să se devină mai buni în tot ceea ce fac. În final, viziunea și misiunea acestei metodologii este de a satisface nevoile clienților. Toată lumea vrea să obțină o paletă mare de clienți, să se înțeleagă foarte bine cu ei, să continue colaborarea și, oarecum, dacă vrem să creștem în acest sens, trebuie să adoptăm metodologii specifice. Iar una dintre ele este și Lean Six Sigma. Eu ce am vrut să abordez acest articol e că mi-a plăcut maniera în care se lucrează cu LSS, cât și programe de training care se găsesc în România și oarecum, vorbind din experiență profesională, la nivel de multinațională Unica s-a creat un nou departament de Operation of Excellence and Process Improvement și oarecum aș vrea să prind și eu către coaching și așa mai departe și am zis că de ce nu să văd ce înseamnă și să mă familiarizez cu metodologia. Așa. Oarecum, înainte de a trece în revista, ar trebui să vedem ce înseamnă Lean Six Sigma. Este o metodologie de îmbunătățire a proceselor. A pornit de la Lean, care se ocupă în special cu viteza și eficiența, iar Six Sigma cu precizia și acuratețea și tot timpul când vorbim de Six Sigma ne gândim că trebuie să luăm decizii bazate pe cumul de date pe care îl deținem, deci pe fapte concrete. Ambele datează din anii 1980, după cum știu foarte mulți a apărut la Toyota. Ca optimizarea industriei auto, iar Six Sigma a evoluat ca o inițiativă de calitate pentru a reduce variația în industria semiconductorilor. Poate vreți să mă întrebați care ar fi avantajele și obiectivele acestei metodologii. Practic, ele urmăresc să satisfacă doleanțele clienților și să îmbunătățească eficiența operațională din cadrul unei companii, cât și reducerea defectelor și durata ciclului, în care crește timpul de validării.
această tehnologie, vom deveni mai buni, mai inovativi. Vom reuși să ne îmbunătățim activitatea de zi cu zi și chiar așa este. Am participat și eu de curând la un training și am reușit să-mi dau seama că dacă abordăm această metodologie, într-adevăr putem să optimizăm și să obținem rezultate super tari, cât și să creștem cifra de afaceri din cadrul firmelor unde lucrăm. Evident, dacă suntem implicați pe proiectul de îmbunătățire și optimizarea proceselor. Lean Six Sigma necesită și schimbări comportamentale. Practic, când te gândești la ce înseamnă această metodologie, te gândești că ar trebui să abordezi o nouă strategie de gândire diferită, un alt tip de funcționare și întocmirea unei liste de întrebări. Pentru că tu, în momentul în care când vrei să împărtățești ceva, te gândești, ok, am niște proiecte pe care aș vrea să obțin rezultate maxime, însă trebuie întâi să vedem de unde pornim. Și atunci, practic, îți faci o patronaliză a cauzele, identifici analizele de cauzele rădăcină și de acolo pornește trei procese de optimizare. Deci, oare cât timp va trebui să optimizezi și o metodă. Practic, se iau decizii bazate pe analiza faptelor și a datelor. Se utilizează noi principii, instrumente și metodologii, în mare parte ele fiind de natură statistică. Practic, ne vom da seama că implementăm această metodologie dacă nevoile clienților au fost ascultate, angajamentul conducerii și alinierea la valorile organizaționale. Cred că foarte mulți dintre voi lucrează în diverse multinaționale, cum se din România, și sunteți mereu întrebați, v-ați realizat task-urile zilnice, astfel încât să obținem o imagine super tare pe piață și să obținem o cifră de afaceri cât mai mare? Ei, în proiectul de optimizare, oarecum trebuie luată seamă și valorile fiecarei companii în care lucrăm. Și să fiți niștiți, vă asigur că am fost implicat într-un asemenea proiect la nivel în Austria, pentru colegii mei. În noiembrie anul trecut s-a creat departamentul de analiză de business după ce s-a schimbat managementul companiei și mi s-a spus să creăm o strategie de optimizare a tuturor proceselor din companie și împreună cu echipa nou formată, cât și cu pool managerul meu de acolo, am început să lucrăm, să creăm diverse liste cu ce trebuie să facem, unde să ne apucăm și așa mai departe și am descoperit că sunt o tonă de chestii care trebuie modificate și ulterior a fost întrebarea cum să le modificăm. Și tot pornește de la optimizarea proceselor. Și ne-am gândit noi că ar fi bine să abordăm o metodologie bine cunoscută. Și astfel, ceea ce urmează, creda următoare, ne vom folosi cu succes de LSS. Practic, această metodologie, la un moment dat, cum spuneam, din momentul în care tu vrei să optimizezi procese, se generează și un anumit mecanism al schimbării. Dezvoltă nevoia, viziunea și planul de implementare și să nu uităm că tot ceea ce întreprinde, comunicarea este un factor de succes primordial. Eu, în calitate de analist de business, de product manager, de orice întreprinde în Unica, cât și în Cluj, în comunitatea IT de BA, comunic cu toată lumea, cu toți stakeholderii implicați. Adun informații și pe baza informațiilor, brainstorming-ul, workshop-urilor, încercăm să punem țara la cale și să întreprindem doar acțiuni de succes. Și ceea ce mai vreau să zic, că există, la fel ca și în orice metodologie pe care le aplicăm, există diverse nivele de certificări și pregătiri. Și, în special, trebuie să fii un lider foarte bun ca să conduci proiectul de îmbunătățire, deci să ai și, noi numim așa, best champions. Există
mai multe nivele de persoane cu certificări verzi, punând de la Yellow, care este certificarea de bază și în care fiecare participă la training are oportunitatea de a învăța fundamentul acestei metodologii, Green Belt, care este avansat și deja care se ocupă cu identificarea și modelarea aspectelor care pot fi îmbunătățite, și Black Belt și Master Black Belt, care sunt deja experți în domeniu și ei oferă consultanță și coaching acolo unde este nevoie de sfatul lor. Cam atâta despre această metodologie. Eu vă asigur că am avut și în ultima perioadă și situații în care a trebuit să-mi ajut unii colegi care au primit, știți că în fiecare an au loc prison interviews pentru evaluarea noastră și unii dintre ei nu au primit un feedback pozitiv și atunci am fost rugată în calitatea mea de coordonator de proiect să mă ocup de îmbunătățirea activității sale. Și de atunci am creat un, să zicem așa, un flow pe care îl respectă, dar oarecum se rulează pe principiile enunțate anterior. Să zic, orice se poate dacă dorim să îmbunătățim procese, să ne, dacă avem voință și dorie, putem să facem orice ca să obținem reușite nenumărate. Mi-a plăcut această metodologie și o recomand cu căldură tuturor care vor să o studieze. Recent chiar se află în sală o colega mea, Alexandra Nicolae. Ea este trainer de Lean Six Sigma și în zilele acestea am avut și ocazia să aflu mai multe despre această metodologie. Dacă aveți întrebări, evident, înainte de a mă întreba oare care sunt întrebările care putem pune în momentul în care abordăm această metodologie, noi trebuie timp să ne gândim la epicentrul nostru, care este clientul. Clientul se află în mijloc și noi, în funcție de ce vrem el, vrea el, încercăm să îi satisfacem nevoie. Care sunt nevoile clientului? Servicii și produsele noastre îndeplinesc doleanțele clienților, le putem realiza la un preț acceptabil, cum ne dăm seama de aceste detalii importante. Acestea sunt întrebările care ar trebui să, pe care ar trebui să le avem în față în momentul în care abordăm această metodologie. Principiile de specificare. Valoarea conform principiilor clienților, se identifică fluxul de valoare și eliminarea pierderilor, cât și o variație. Non-employee empower employees, îmi place foarte mult cum sună pe engleză și cred că trebuie să fie un principiu primordial. Îmbunătățirea continuă a cunoștințelor în căutarea perfecțiunii. Eu cel puțin întreprind orice acțiune, vreau să iasă perfect din prima. Evident, nu se poate tot timpul și atunci am uit ce obiective pot fi măsurabile și îndeplinite step by step. În figură de acces aveți metodologia pe care se axează LSS-ul. Nu vă mai prezenta, veți găsi detalii și în articolul pe care l-am scris. Cât și instrumente și tehnici corespunzătoare fiecare etape a procesului. Și ca să concluzionez, LSS oferă o strategie de business recunoscută la nivel mondial, se aplică în majoritatea multinațională, cât și consultanții LSS sunt foarte solicitați. Încurajează viziune și un limbaj comun, promovează munca în echipă, să nu uităm că orice lucru care trebuie îmbunătățit în cadrul unei companii se realizează în cadrul unui proiect, deci un proiect pilot, în
care avem rolurile pe care avem în mod normal de PM, de BA și așa mai departe. Promovează munca în echipă, practic dacă lucrăm as a team, în final vom avea succes în implementarea unei schimbări noi. Combină obiectivele agresive cu o metodă și un set de instrumente definite, le aveți în figura anterioară, sunt foarte multe tool-uri statistice, diagrame de proces, Pareto, etc. Impună aplicarea unor instrumente cu întregul ciclu de viață, al unui produs sau serviciu și produce informații care trebuie împărtășite tuturor și oarecum cei implicați în proiectul de îmbunătățire trebuie să fie conștienți că targetul lor este cel de reducere a defectelor și a pierderilor. Și promovează informații necesare și suficiente pentru îmbunătățirea timpului, cadrului ciclu de dezvoltare, reducerea defectelor și obținerea unor costuri mai mici. Evident, aceste principii se realizează și în momentul în care noi dorim să implementăm un produs nou pe piață și ne gândim că avem un timp fix și noi trebuie să îl livrăm cât mai repede. Ei, aceste axiome, să le zicem, care au fost și demonstrate, pe se numește axiome, trebuie să stea la căpătuiul activității pe care o prestăm în cadrul etapelor de optimizare. Și pentru mai multe informații sau o bibliografie sau orice întrebări, mă puteți contacta pe adresa mea de mail. Așa. Și ca să nu mai rețin mult, voi fi extrem de scurtă cu această prezentare. Împreună cu Ovidiu, acum 4 sau 5 luni mai știu exact, am inițiat o rubrică de analiză de business în cadrul revistei. Și am avut articole, cred că 2 sau 3 din Iași, de la Endava Iași. Și doleanța mea este aceea de a extinde această rubrică și ca foarte mulți dintre voi care sunteți product manager sau analiști de business, consultanți și așa mai departe, să contribuiți lunar, mă rog, când aveți voi timp, cu câte un articol. Practic, ce urmăresc eu prin această rubrică e să facem, în primul rând, knowledge sharing, să schimbăm informații legate de certificări, experiențe profesionale avute și, totodată, să ne cunoaștem între noi, pentru că noi, în Cluj, am inițiat o comunitate de analiză de business care își va demara activitatea în octombrie și este deschisă tuturor specialiștilor în domeniu. Vă așteptăm cu drag la evenimente, vom posta și pe pagina noastră de Facebook a comunității. Și totodată vă aștept cu drag să veniți cu articole bune și pe care să le comentăm împreună și de ce nu să avem o creștere semnificativă a rolului de analist de business în țara noastră, pentru că cel puțin în Cluj este, sunt comisă și la București, este în creștere semnificativă și nu uităm că fără analiști de business, proiectele noastre ar merge mai greu, pentru că un manager de proiect sau un program manager nu poate să se descurce de unul singur. Deci aici intervine rolul de analist de business, care meserie este extrem de frumoasă și căutată și el este bun în ceea ce privește politica de client și cum ar trebui prelucrate specificațiile și modelate. Așadar, împreună cu colectivul revistei, vă așteptăm cu drag, în fiecare lună, să-mi trimiteți articol.